Andreea Marin și-a impresionat fanii cu ultima apariție publică. Fosta jurnalistă a ales să poarte o ținută deosebită la un eveniment organizat în Cluj-Napoca. Rochia aleasă, accesorizată cu bijuterii scumpe, i-a pus în evidență formele armonioase ale corpului, după ce a slăbit. A reușit să ajungă din nou la masa corporală pe care o avea la vremea când era la liceu, lucru sesizat de toată lumea, chiar și de fiica ei. Astfel, Andreea are curaj să îmbrace orice ținută sexy care îi pune în valoare atributele forte ale corpului său, așa cum s-a întâmplat la ultimul eveniment. Jurnalista a ales să poarte o ținută deosebită la această apariție publică, accesorizată cu elemente fine de valoare, după cum observăm și din imaginile din galeria foto. Clujul, întotdeauna îmbrățișoare pentru mine. Mulțumesc pentru bucuria de a găzdui un eveniment emoționant echipei Napoca Imobiliare. Pentru eveniment, Andreea a ales să poartă o rochie gri decoltată în V de la brandul Alexandra Calafeteanu și pantofi Manolo Blahnik în valoare de cel puțin câteva mii de lei, potrivit informațiilor afișate pe site-urile de specialitate. Întotdeauna am avut o slăbiciune pentru accesoriile strălucite, așa că am creat o serie de modele cu această frumoasă cataramă înfrumusețată pe care am găsit-o în Italia. Pantoful a fost inspirat de Napoleon I, a spus Manolo Blahnik. Andreea Marin a accesorizat ținuta cu o geantă ediție limitată, în valoare de peste 1000 de dolari, potrivit informațiilor de pe site-urile de specialitate. Utilizatorii au apreciat apariția Andreei de la Cluj, făcându-i acesteia multe complimente la fiecare secțiune dedicată evenimentului organizat de compania imobiliară, în care a fost surprinsă de către fotografi.